Domnilor, au că iasă mașina, era să intru în el. Era să intru în zgâmboi, în taximetrist. Deschidem și astea. Ce, vine mașina sus? Nu. Domnilor, suntem pe Covora, cimitire la greu. Am venit la studio aici, dar nu-i loc pentru mine, pentru că să ia grei. Asta să trag, nu pot. Uitați-l și pe DJ Bobo. How? How? Înțelegeți? Pe Dr. Alban. Plecăm puțin la Ciurila. Ciuraliate. Ha, 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 ha. Ia uitați-vă în cavaș. Eu v-aș putea da multe filmări de genul ăsta, chiar și mai spre seară, să vedeți Clujul cum este de luminat. Doar că voi nu-mi apreciați clipurile acestea. Ia, uite, ăștia cu... Așteaptă ăștia să roagă să moară, să moară oamenii. Doamne, dă să moară câți mai mulți. Înțelegeți voi cum vreau eu să spun? Cu cât mor mai mulți, cu ei cu atât au mai mult de lucru. Ni, coronie, una alta. Ia uitați, nici și la asta cu... No, ce duce asta în spate? Uită-te, ce duci tu? Ce duci tu atâta în spate? Nu ești furnica aia din poveste, un grăunte jumătate. Înțelegi? De nu erau astea aici, a făcut atâta pedală, o răturnelă. Deci circulație ce avem, domnul Emil Boc, în Clujul ăsta e de necrezut. Ni, cum să bagă, ni? No, no, mă bag și omul. Du-te, bai mai în botă să mă bai, ciuciule. Stai 7 ore, bai mai în car. În sensul girator. Deci, domnul Boc, ce circulație e aici? La noi în Cluj nu există, nu știu, decât la București, în toate orașele după mărimea lor. Și asta, bineînțeles, din cauza simplă, deci din cauza simplă, că vorbesc dimineața, pentru că oamenii, vezi, doamne, au mașini. Au mașini. Mașinile, în loc să le țină pentru excursii, nu e numai vorba că merg la lucru. Nu știu ce salari primesc ăștia. Deci permit să margă cu mașinile la lucru. Că combustibilul, doamne ajută, că e scump. Înțelegi? Problema e alta. Doamnile își ia copiii și duce doamnile la școală. Îi duce doamnile pe copii la școală. Îi suie mașină și îi duce la școală pe copii. Îngreunează circulația. Oprește în fața școlii să dă jos copilul. În spatele ei sau a lui să face blocaj, mașini care așteaptă, nu poate, că din două benzi să faci o singură bandă. Copilul stă să dă jos din mașină, zăpăcit, mami, te pup, să fii cu minte, să fii așa, da, mami, ți-ai luat-o, da, mi-am luat-o din mașină. El are, că coboară cu suc, ia, copilul meu bea suc, bea apă, să oxigenează copilul meu. Înțelegi? Domnilor, eu vă povestesc ce am pățit. Să oxigenează copilul meu și își scapă sticla jos. Mami, mi-a căzut sticla! Vai, dragul mami, dar nu, unde te uiți? O, strângă pe copii. Unde te uiți? Nu vezi că blocăm circulația? I s-a cață ghiozdanul în ușă. Mami, m-am prins de ghiozdan! Băi, oameni! Și ea pleacă-te jos să iai sticla și din alea. Înțelegi? Bun! Acum! Domnul Boc, vine întrebarea imediat, numai să termin subiect. Copilul intră în clasă.
vocabularul de 2 lei, jigodismul intră în subiect. Bă, ce tare! Bă, ce tare, Col! Să vezi mama ce o dat-o la ăla. Îngâți-l, răstulie, mă, da, du-te, bă, da, și tati meu, să vezi ce clanță îi dădea la una. Păi aia ce-a făcut? Păi semnaliza să intre cu japca unde te bași tu, înțelegi? Deci copiii la școală, în loc să se întâlnească zâmbitori, să povestească de teme, să povestească de chestii, dar ce aici, o nes mâncava și Dumnezeu, să povestească de chestii din astea frumoase, ei ajung să povestească de ce s-a întâmplat, scandal, stres. Îți dai seama că copilul e mașină, vede filme multe cu desene animate, că s-o groză. Mami, dă-te jos și lovește-l mă așa gheri, cum vede eu cu tupigheri. Înțelegi? Astea-s lovituri secrete din obârșie. Înțelegeți? Și deja copiii pornește din start cu o temă metamorfoză îndoialnică asupra, bineînțeles, sigur că da, nici n-are rost să discutăm, tematicii școlare. Uită-l și pe băiatul ăsta. Și te miri, uite, dezbrăcat. Mami, am răcit, am COVID. Stai cu minte, tronțo. Înțelegi? Și atunci deja copiii învață de la părinții lor, pentru că părinții lor, în trafic, îs nervoși. Și acum vine întrebarea. Domnul Emil Boc, să trăiți și să puteți face cât de multe. Nelson Mondialu, o întrebare cu autenticitate. Pentru ce și pentru care motiv ați băgat în circulație autobuze pentru elevi, pentru grădinițe și alte sisteme de trolebuze pentru școlari, pentru muncitori, că ei nu le folosește. Aceste autobuze umblă gole. Uitați, deja când intri zona Ciurila, mâncava-și Dumnezeu, zici că intri în bazme. Intri în bazme? Pentru ce, domnul Emil Boc? Circulația e grea. Avem o groază de șoferi. Domnul Emil Boc, noi, clujenii, pentru acest drum pe care circulăm, plătim anual la stat impozite pentru mașinile noastre, impozite pentru știu eu ce. Și atunci, întrebarea mea vine așa. Dice studentul din alt oraș vine și circulă la noi pe impozitile care le plătim noi și drumul să strică mai repede asfaltul, circulația e mai mare? Ei vin cu mașinile lor de acolo, din orașele lor, că studenți aici, și nu numai studenți, sunt alții care au afaceri și vine. De ce pentru o staționare mai mult de 24 de ore să nu plătească o anumită sumă? Stai mă așa, tu ești student aici? Da. Ai mașină, ha? Ești băiat, ha? Ia plătești. Ia plătești, mă! Exact cum e în alte orașe din străinătate, să plătească. Intrăm în alt oraș, plătim. Nu mai spun de mașinile cu
extravaganțuri. Nu mai spun de mașinile cu estompază, cu estompază de 3 și de 4, care poluează. Înțelegeți? Să plătească și mai mult. Și așa vom scăpa de gunoile alea de mașini, de estompazele alea. Nu vii tu, bă, nu vii tu, mă, nerușinatule, să... Tu l-ai, Doamne, mândrui, vai de mine, fainui. Tu l-ai, câtă zăpadă e aici. Casa mea e învăluită în zăpadă. De-abia aștept să ajung să văd. Nu ai tu cum să te dai grande și mare cu mașina ta, care are 40 de ani. Săracule! Înțelegi? Ia uite. Ia uite, astea măr să-și facă poză între copaci. Măr să-și facă poză între copaci. N-a nimă. Și nu m-au fulguit. Și nu m-au fulguit. Stai să vedeți când se pune zăpada. Domnul primar de la noi, de la Ciurila, vă susțin și sper să avem cât de curând gaz. Să avem cât de curând gaz. Tu l-ai, Doamne. Tu l-ai, Doamne, mândreață. Sper să avem gaz. Deci, domnilor, asta se întâmplă dimineața cu circulația. Dacă aceste mame, acești părinți, și-ar duce copilul frumos în stație, unde trebuie să vină microbuzul după el și răspunde de el, înțelegeți? Să știți că nu ar fi așa aglomerat. Nu, mamă, de când am fost la Ciurila, nu ar fi așa de aglomerat. Dar uite că se întâmplă să fie aglomerat. Rușine. Rușine părinților care vă luați copiii și acolo vi-l duceți la grădiniță, la școală. Bă, lasă-l pe copil, du-l frumos până la mașină, la microbuz, acolo să se întâlnească cu colegii lui și să râdă, să glumească până la școală, să-și pună întrebări, ce ai învățat, mami tău ce a făcut, ți-a făcut tăjitură, da, tati tău cum, așa, hau, nu? Să te audă pe tine în mașină, în trafic, cum înjuri, cum stai să-ți faci buzele, doamnă, să le dai cu din ăla, că după ce ți-ai lăsat coptilul, tu mergi la lucru, să te vadă maestru, să te vadă patronul, să te vadă inginerul, sau să te vadă colegul tău de serviciu cu care trăiești. Înțelegi? Să-ți fie rușine. Să-ți fie rușine. Ce salar ai de îți permiți? De îți permiți? Uite cum curăță ăștia, cred că mărește drumul. Tare mie că îl mărește ăștia. Tot aranjează, că am văzut cu ăsta, tot aranjează și îl mărește pe loc. Care-i salarul tău de-ți permis să mergi în fiecare zi la lucru cu mașina? Du-te, vino, circulație, trafic, doxe, inoxe, din ele, cum se zice? Ha? Ia spune-mi! Cum îți permiți așa mult? Să nu mai pun că poate și fumezi. Din salarul ăla îți iai și țigări. Cu ce plătești întreținerea și școlile la copil? Domnilor, astea sunt întrebări. Astea sunt întrebări care trebuie pusă în subiectul manipularea omului de rând. Înțelegi? Pentru că omul de rând e manipulat. Omul de rând e nealcoș. E manipularea prin nealcoșag. Manipularea prin nealcoșag. De ce copilul meu să șie mai jos ca alt copil? De ce copilul meu să meargă cu autobuzul și copilul lui aia care vine ca o pițiponcă, cu cizme, cu aripi, cu blană, cu nu știu ce, cu buzele întorse pe dos
Și cu mers din ăla, cred că își lovește curul din greu, ca să aibă un mers, înțelegi, special, că nu mai le-au mersul ăla special. Nu știu cum umblă de domnie Ferzăș, că fai de capul meu. Își lovesc mura. Să lovește la mură din greu. Înțelegeți? Domnilor, ceață locală persistentă, sans-sans-sans-centimetre, gheață la camal. Ni pe ăștia. Ce faceți, mă, cu excavatorul? Ce furați de aici? Ce fac ăștia? Vă o vădă voie să faceți de tătie. Mie nu-mi dă voie. Pe mine sunteți geană. Tu le, domnule, dacă gândești că pe aici trece Arieșul. Gândești că pe aici trece Arieșul. Mamă, de când n-am fost pe aici... Bă, dați voi seama, nici nu știu, să vând terenul ăsta cu casa, a? Sau să nu-l vând. Au intrat niște guzgani, vreau să nu-ți dau 20.000. Îmi dai 20.000 și îmi dați tot ce aveți feminin în familie, e neamul vostru. Înțelegi? 20.000 de euro și îmi dați tot ce aveți feminin în familie, în neamul vostru, toate femeile. Și dacă îți mici, nu-i bai, că le crezi eu mare. Înțelegi ce te faci la măstropchești? Bă, rușine, mă, merez cu viteză din aia să măstropchiți. Vii ciudă că mi-am spălat mașina. Vii ciudă că mi-am făcut interiorul. Uitați ce faină-i, mă. Doamne, că nu mai puteam să trăiesc încă să am 40 de ani. Dacă aveam acum 40 de ani, nu vreau să zic eu multe. N-ai ce să faci. Cine o e pe doamna? Cine o e pe doamna la autostop? A? Uite-te, voi când trage pe dreapta asta, alimentează. Du-te că trec pe de tine că sunteți hoți. Trec de tine că sunteți hoți. Altul care face stânga. Ni cum caută accidentii ăștia. Fiți atenți. No, ori stânga, ori dreapta, nu ce facem. Tu l-ai, doamne, nu ce faceți acum? Nu ziceți. Nu, să văd. Adu-te, tromf. Înțelegeți? Așa începe cearta și scandalul. Ați văzut? Ia. Înțelegi tu? Le grăgina mândră, mândreață. Numai bani să ai și să poți să construiești. Înțelegeți? Să duce mașina mâncața și au. Ia. Ce fac ăștia? Garduri fac, bă. Ne. Avola cât e tot. Țingilingi. Au. Ia. Înțelegi tu? Păi poți să faci, Doamne ajută. Bă, să baje gazul, bă.
că s-a pus zăpadă pe acoperiș. Tu l-ai, tu l-ai și tu l-ai. S-a pus zăpadă pe acoperiș. Mie ăștia au ridicat casă deja mâncați așa. Ai de capul meu, una, două identice. Două identice. Eu v-am zis, să și aici gol, să construiesc aici căs, de n-ai văzut. Da. Uite. Nechi ferchi. Vedeți? Au. Ia. Grele mâncați așa. Păi amăr la vânătoare. Uitați-vă, mândreață oameni, măi, Nias. Cine e ăsta, primarul? Ha? Doamne ajută! Ce faci? Mă duc până la locuință, bună. Am un merg, dacă ți-o furat-o careva de acolo. N-are cum, că-i prinsă bine. E prinsă bine. Încălzire ai? Păi trebuie să bage gazul. Când, mă? Am vorbit cu primarul. Și vrea să bage gazul? Da, în două... În... Nu, serios, nu! În 18 luni de zile au băgat gaz. Așa zici tu? Aia ar fi treabă. Da, da, da. Da. Nu. Doamne ajută. Altă treabă? Îți dau vin. Vrei să guști? Nu? Nu? M-a lăsat. Ceau! Îs grele. Le mai îndulcim la oameni inima, gândurile, viața. Da, să bagă gaz. Ce să zicem? Ce să zicem și noi? Înțelegeți? Ne. Uite-te. Bă, dar ce mi-a făcut aici, bă? Bă, dar ce mi-ați făcut aici, bă? Ha? Na, oameni buni. Ia uitați. Înțelegeți, băi, cum stă treaba? Ioi. Le-mi lăsa calea. Fof. Fa. Ia uitați unde se strânge apă, ia colenia se strânge. Vedeți-o? Și cred că casa s-o lăsa mai jos. Ni. Acolo e mai jos. Vedeți? Și din ce în ce e mai sus. Dar cum credeți voi că vine asta? S-o lăsa casa mâncavaș, Dumnezeu. Ha? Ni. Unghețat. S-o lăsa casa în jos, mâncava așa.
Tu n-ai dat mie să vă... Vai de mine. S-o lăsa casă în jos. Ce-i de făcut? Ne. Bine că n-o plouat înăuntru. Aici jos, n-o plouat. Să vedem sus. Săracilor. Așa. Să vedem sus. Ia. Nu iud. Ia. Nu iud. Ia. Stăm să pândim. Să treacă. Poate. Nu iud, mă. Nu iud, mă. Înțelegi tu? E bine. E bine. Ha? Nu iud. Nu să mai iau. Și aici? Tu l-ai dat mie că era să mă duc, să plic pe acolo. Hoților, mi-ați făcut manevră. Aici, uite pe aici meu. Asta. Vezi? Aici, pe gaura aia. Prima zăpadă mâncava și Dumnezeu. Hai să ne bulgărim. Ia. De aici când o să mă uit pe geam, ce carul meu să văd? Când stau drept să mă uit pe geam, ce să văd de aici? Că nu mă pot uita pe fereastră. Trebuie să mă plec așa în ea. Eu așa trebuie să mă plec, să mă uit pe fereastră. În jos. Înțelegi? Trebuie să ies afară. Ia așa în ea, să ies afară. Și să mă uit. Și de aici să tai jos ăsta, înțelegi, ca să am acolo. Copaci. Copaci mâncava așa. Vedeți? Cred că îl tai jos și ăsta și ăla altă. Dar nu acum. Îi las că nii. Frunzele-s mui. Da. Vedeți voi? Bă, oameni, scot casa la vânzare, pe bune. Nu vorbesc aiurea. Tot terenul ăsta, cât îl vedeți până acolo sus, 2000 de metri, cu pomroditori, ați văzut, am făcut casa, gard. Ni, am trasat acolo tot, frumos, elegant, valoare. Îl scot la vânzare, mâncați așa. Fiți atenți. E 70 de euro. 70 de euro. Am lumină. Am apă. De acolo nu ai apa și lumina ni. Uite-o jos. Înțelegi? Am lumină, am apă. 70 de euro. Îs 1000 de metri, 70 de mii și cu 2140 de mii de euro. Și casa, înțelegi, am ridicat-o, am făcut gardul, 200 de mii de euro. Dă-mi banii, mâncați așa. Dă-mi banii, nu sta pe mine. Dă-mi banii și-ți dau. Îți dau, mâncați așa, îți dau, ia uită-te. Dă-mi banii și îți dau ție tot. În tăbul pe tine. Vedeți? Vedeți ce înseamnă când vă spun eu vouă? Voi ăștia care ziceți. Ce Nelson Mondialul, mă? Ce Nelson? Vă arăt și apartamentele. Nu numai la unde stau și alea la încă două. Ce Nelson Mondialul, mă? Vă arăt și apartamentele alea două. Ca să vedeți, Nelson Mondialul are una, două, trei, patru locuințe, patru proprietăți, nu mai zic mașini,
trei proprietăți. Nu mai zic altele. Nu mai zic altele. Dar ce-i cu șerul ăsta? Ești mâncavaș Dumnezeu. Ce vrea să-mi facă ăsta? Hă? Ce-a vrut să-mi facă cu șerul ăla mâncat? Ce-a vrut să-mi facă? Intră, nici încă unul. Asta e să afară, oameni buni. Ce e aici? Eu vreau să ies după. Mira aia că... le-o băgat, i-o făcut din aia. Schelă. O băgat, i-o făcut schelă. Ni. Mira-i. Înțelegeți? Ați înțeles? Să duce la greu. Să duce și să duce. Îl vând, mă, dăm 200.000 de euro. Nu încerca să zici, domnul Nelson, îți dau 195 sau îți dau 197 și din alea. Nu, mă, uite ce lemn am pus acolo. Ni. Uite. Uite ce lemn am pus. Nu încerca. Vrei să vezi câți pași ies dintr-o parte în alta? Fii atent, de acolo e un pas. Dar nu, noi punem de aici. Doamne, fer să pic. 1. Fiți atenți. Vi las așa, să nu ziceți că mint. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, și cu ăla de acolo 17 pași. 17 metri. Nu-i mult. 17 metri lungime. Înțelegi? Ni, cine? Ăștia deja cum viu aici, cum să umble? Ni, umblă toată lumea. 17 metri lungime are ăsta. Nu tăie țiganii porci. Nu, 17 metri lungime mâncavaș. Nu așa să vă gândiți că 17 împărțit la... Ni. 6 metri lungime, 6 metri lungime, 12 și ăsta are 4, nu, 6, 7, 7, 14 și ăsta are... Deci, ăsta are 1, 2, 3, 4. 4, nu știu, 16, 17. Înțelegeți voi cum stă treaba? Îs grele astea. Țucă tătănețo mondialul. Ha? Vedeți? Mândreață. E mândreață. Ni conserva de perșe care l-a dus-o la câine. Eu nu mai apucat să o mânce. Vedeți-o? S-au adus-o, nu, am cumpărat-o eu. Am cumpărat-o eu la câine. Da, prietenilor. Plecăm și vă pupăm, așa, hau, mândreață, mâncați-aș, Doamne ajută, dacă vreți să o cumpărați, o cumpărați, dacă nu, salut, o să vină vremea, bă, dar ce s-a întâmplat aici așa? Ne. O să vină vremea, mi s-o crepa scările, mâncava Dumnezeu să vină. Tu l-ai dat, ureche. Mai vine pula moșul la voi. Nu mai vine moșul la voi, ureche. Mi s-o crepa scările. Papu are ce face? Pitica. Nu, i-am văzut de mult.